Cântul patriei. Radio revistă pentru premilitar și toți apărătorii țării. Apă, foc, pământ și aer. Patru elemente care fac posibilă existența. Ele ne ghidează viața. În baza lor se construiește viitorul nostru. Astfel, noi ne împăcăm cu gândul că avem o soartă și orice am face, tot vom trece prin ceea ce ne este scris. Militarii Armatei Naționale se conduc mai puțin de acest principiu și confruntă cele patru puteri, încercând să le cucerească. Ei trec prin foc și apă, ei străbat pământul în lung și în lat și exersează să reziste cât mai mult fără aer. Ei se antrenează, iar noi stăm cu ochii pe ei și, duminică de duminică, vă vorbim despre reușitele lor. Fiți alături! Domnița Jechiu, Denis Rotaru, bună ziua! Secția Relații Publice a Ministerului Apărării informează. Șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare Apărării a Ministerului Apărării, locotenent colonel Vladimir Ababi, a efectuat în perioada 14-17 noiembrie curent o vizită de lucru în Austria, la invitația omologului austriac general major Johann Puscher, director al Departamentului Politică de Securitate. La sediul Ministerului Afacerilor Externe al Austriei, locotenent colonel Ababi s-a întâlnit cu diplomații și referinții pentru statele din Caucaz și pentru Republica Moldova. De asemenea, acesta s-a familiarizat cu activitatea Institutului Internațional al Păcii din Viena, care este o organizație neguvernamentală și non-profit. Totodată, șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare Apărării a participat la o serie de consultări politico-militare desfășurate în incinta Ministerului Federal al Apărării și Sportului. Consultările au reunit specialiști din cadrul Departamentului Politică de Securitate, precum șef de direcții, atașați militari și protocol, politică militară, reforme și transformări. Părțile au identificat noi domenii de cooperare, urmând ca propunerile înaintate de reprezentantul Ministerului Apărării să fie examinate de austrieci, iar ulterior să fie incluse într-un plan anual de cooperare bilaterală. De notat că vizita locotenent colonelului Vladimir Ababi în Austria a avut loc ca răspuns la întrevederea generalului major Puscher cu ministrul apărării Vitale Marinuța în decembrie 2009 la Chișinău. Un curs cu genericul Sprijinul logistic al contingentului militar în misiuni sub egida NATO, organizat de echipa mobilă de instruire a Comandamentului Forțelor Întrunite Brunsum, s-a desfășurat în perioada 20-25 noiembrie în incinta Centrului de Instruire Continuă al Academiei Militare Alexandru cel Bun. Colonelul Veceslav Bălățel, șef Direcția Asigurare Servicii, Comandamentul Logistic, a declarat că această activitate are drept scop implementarea obiectivelor de parteneriat, precum și instruirea militarilor armate naționale privind modul de planificare și organizarea suportului logistic al forțelor detașate în misiuni. Echipa mobilă de instruire a Comandamentului Forțelor Întrunite Brunsum prezintă principiile de organizare și funcționare ale Comandamentului Logistic Multinațional. Pe parcurs au fost abordate și principiile activității forțelor de reacție rapidă NATO, suportul logistic întrunit, logistica în operațiuni curente, conceptul de combustibil și altele. Totodată, experții au făcut o prezentare a procesului de planificare la nivel strategic și operațional, iar experiența partenerilor străini ar putea fi implementate cu succes în Armata Națională. Radio Moldova.
senină. Mai vreau o dată să te întâlnesc. La Muzeul Național de Istorie din Chișinău a fost inaugurată expoziția de fotografii Salvgardarea Libertății și Securității în Lume. Prezent la eveniment, ministrul apărării Vitale Marinuța a accentuat importanța acestei expoziții pentru perpetuarea istoriei naționale. Nu este deloc ușor să faci o fotografie bună, dar odată ce ai reușit să prinzi în obiectivul aparatului de fotografiat un moment deosebit, acesta cu siguranță va intra în istorie, a specificat Marinuța. Expoziția prezintă 38 de fotografii oferite de ambasadele statelor membre NATO, care reflectă participarea acestora la operațiunile desfășurate sub egida Alianței Nord-Atlantice, precum și activități desfășurate de statele membre în parteneriat cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Centrul de Informare și Documentare privind NATO. Potrivit coordonatorului de programe al CID NATO, Nicolae Văscăuțan, scopul expoziției este informarea corectă a publicului din Republica Moldova despre misiunile desfășurate sub egida NATO, activitățile întreprinse în cadrul acestor misiuni și respectiv impactul lor în promovarea securității și libertății democratice în lume. Un scop al expoziției ar fi să arătăm publicului din Republica Moldova în ce fel sau în ce modalitate sunt implicați militari în misiune. Există o percepție care noi considerăm ironată despre faptul că NATO este un bloc militar și unicul lucru care îl poate este să lupte. Dar noi vrem să atragem anume atenția supra faptului că în majoritatea misiunilor sau toate misiunile NATO sunt în special de restabilire sau reabilitare a zonelor de conflict sau post-conflict și în această direcție aportul misiunilor sub egida NATO este unul important. Așa cum puteți vedea din fotografii, militarii NATO sunt implicați atât în medicină, cât și în educație și respectiv în ajutarea populației autohtone locale de a se adapta la noile condiții de viață. De menționat că evenimentul reprezintă eforturile și contribuția statelor aliate sub egida NATO în vederea promovării și fortificării securității și libertății democratice în lume, văzute prin obiectivul aparatului de fotografiat. Expoziția va fi deschisă pentru public până la data de 29 noiembrie curent. Time is running out, oh yeah. You're haunted by your troubles every day. Wasting smiles away. What's there left to say? You gotta make believe and make your dreams come true. It ain't that hard to do. Oh,
Hard to do. Whoa.